ci mult, mult, mult mai de sus. Și știți de unde vin aceste idei social-economice bune? Vin chiar de la dumneavoastră, de la oameni de valoare. Deci, noi va trebui ca lideri ai acestor trei partide să avem capacitatea de a identifica în rândurile noastre pe cei mai valoroși oameni. Pentru că de acolo o să ne vină și soluțiile și de acolo societatea o să aibă și satisfacția că trăiește într-un mediu social civilizat. De aceea, cred că putem să dezvoltăm pe tema asta foarte multe lucruri. Eu aș vrea să spun că înaintea oricărei campanii electorale, în acest an preelectoral, în care deja încep să se miște energiile politice în piața politică, noi trebuie să constatăm că voturile sunt peste tot, într-un număr foarte mare, dar important este ca noi să ajungem primii la ele și cu eforturi cât mai mici. De aceea, va trebui să muncim foarte mult în teritoriu. Spun asta referindu-mă și la municipiul Botoșan și tot județul Botoșan, încât să convingem sau încât să identificăm numai persoane valoroase, persoane cu moralitate, persoane cu competență profesională acolo unde au lucrat și să ne reprezinte în campanie. Ce pot să vă spun? Constantin Brâncuș avea o frază, a rămas o frază memorabilă, nu știu dacă am să pot să mă amintesc chiar cu totul cu cuvintele exprimate atunci, dar spunea cam așa, că trebuie să urcăm cât mai sus ca să putem vedea, să urcăm cât mai sus dealul ca să vedem dincolo. Toamnă, lucrul ăsta ne-a ținut pe loc, pe noi, cei din sfera politică. Am privit totdeauna la câțiva metri în față. N-am avut orizonturi largi în care să reușim să avem sau să avem capacitatea de a identifica problemele oamenilor până la ultimul om din societatea în care trăim. Tot timpul am neglijat oamenii de rând și am avut grijă doar de interesele proprii și cele de grup, interese meschine, interese bazate numai și numai